Mă înșel? Nu te înșel. Păi și atunci de ce nu-mi dai să văd? Exerciză și ea mâna și a zis, bă, ce faci? Ce faci, mă? Scuze. Salut, eu sunt Gami și bine v-am găsit la un nou vlog, fraților. Ei bine, astăzi suntem alături de Ioana și a sa mașină și vom face astăzi cel mai tare prank prietenilor noștri, fraților. Ei bine, eu cu Ioana astăzi ne vom certa foarte tare în mașină de față cu mai mulți prieteni ai noștri, să vedem reacția lor, să vedem dacă intervin, cum ar acționa, dacă noi chiar o să ne certăm pe bune. Bine, o să fie exagerat, vă dați seama, o să urlăm unii la alții, adică o să fie rău de tot ce o să fie. Deci sper că ești pregătită să urlăm unii la alții. Ești pregătită, nu? Da. Gata să țipi la mine? Da? Cred că eu o să fiu mai puternic în această ceartă, nu știu de ce. Scrieți voi în comentarii, fraților, la final cine a câștigat cearta. Nu uitați, fraților, să vă abonați la canalul nostru de YouTube, pentru că suntem foarte aproape de a atinge 1.100.000 de abonați. Canalul nostru, pentru că acum nu mai e Gami, e Gami și Ioana canalul. Suntem foarte aproape de a atinge 1.100.000 de abonați, așa că nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și fără alte introduceri, hai să înceapă cearta. Bun, fraților, acum suntem și cu Sherry în mașină. Salut! Și trebuie să vorbim despre cum am făcut o piesă 5 Gang, cea mai mondială piesă 5 Gang și nu va ieși niciodată piesa. Deci e o poveste mai lungă, o poveste mai complicată, dar o împărtășim cu voi pentru că e păcat, mă, e păcat. Și trebuie să vă arătăm măcar așa 10 secunde din piesa respectivă ca să înțelegeți despre ce e vorba și motivul real pentru care ea n-a putut să iasă niciodată. Deși zic eu, Gami, nu știu ce zici tu. Eu zic că e cea mai bună piesă făcută vreodată. Bă, și eu zic sincer, e super șmecheră piesa. Dă și mie, Ioana, te rog, telefonul tău să bag Waze. Păi e leader-ul aici, am. Stai, mă, așa să băgăm și noi pe Waze, nu? Dacă e aici leader-ul, este efectiv aici. Se intră și pe partea asta, e gen aici. Ce mesaj ai primit, Ioana, aici? Uite, ți-a scris ăsta, ia. Dar scria ceva de genul, dă-mi mesaj când nu e Gami cu tine. Ăla la care mă cheam, așa e. De ce să-i dai mesaj când nu ești cu mine? Ia, dă-mă să mă uit, ia. Ce vorbești tu cu ăsta? Dar de ce să nu-ți iau telefonul? Păi cum adică să-mi iei telefonul? Cine ești tu să-mi umpli în telefon? Păi dă-mă să văd ce ai vorbit. Dar lasă-mă, frate, n-am voie să vorbesc și eu cu alți oameni. Cum adică n-am voie să vorbesc cu alți oameni? Bă, cum adică? Dă-mă să văd ce zice ăla. Dar nici măcar nu-ți mai zice ceva, doar mă zic la masaj. Zi mă să văd. Nu mai țipați. Dă-mă să văd cu cine vorbești. Frate, de ce mă duc la masaj? Așa. Anticelulitic. Așa. De ce să-i dai mesaj că nu sunt cu tine? Frate, poate vrea să-mi zică ceva, bana. Păi dă să văd. Căsătorit omul, n-are ce să fac. E că am auzit de ăștia căsătoriți care fac de-astea. Pentru că de ce nu-mi dai să văd? Pentru că într-o... Mă înșel? Nu te înșel. Păi și atunci de ce nu-mi dai să văd? Pentru că într-o relație nu poți să iei telefonul celuilalt să-l verifici. Asta înseamnă încălcarea intimității mele. Adică ce, eu ție telefonul? Este ca la alcool, înțelegi? Când te prinde la volan, spre exemplu, știi, poți să refuzi, dar tot e infracțiune. Adică poți să nu-i arăți telefonul, dar tot arată-mi se pare că dacă nu arăți telefonul, e infracțiune. Ce vorbiți? Înțelegi ce zic? Arată-mi să văd, dacă n-ai nimic de ascuns, să-mi arăți. Și eu sunt de acord cu el că ar trebui să-i arăt, sincer. Dar ce, tu iei telefonul smarand, deci te uiți în el să vezi. Păi nu, dar înțeleg de la el că tocmai ai primit un mesaj de la unul că da. Domnule, dă mesaj că nu e Gami. Păi, dar care e problema? Adică dacă el mi-a scris asta, nu înseamnă că păi, o să-i păi și de ce te atași așa? De ce nu mi-arăți? Două posibilități, ori îți așa, ori e prank. Îi faci un prank, îi pregătești un prank ăsta, eu altă. Bine, dă-te jos de mașină dacă nu mi-arăți. Cum să mă dau? Dă-te jos, cum ai auzit? Bă, cum să mă arăți? Dă-te mă jos din mașină, n-auzi. Bă, dă-te jos din mașină, n-auzi. Dar iată-mi și tu telefonul tău să mă uit să văd cu cine vorbești. Bă, ce faci, mă? Cum să ieși așa din mașină? Bă, dă-te jos din mașină. Ți-am mai explicat odată. Îmi arăți sau nu? Bă, frate, cum să mă dai jos din mașină? Adică în ce? Pe ce lume trăim? Cum să mă dai jos din mașină că nu vreau să arăt telefonul meu? Adică mi se pare păi de ce nu mi-arăți cu ce vorbești cu ăla? Bă, haideți să nu vezi să ne certăm în casă? Am luat la el, vrea să mă dea jos pe mijlocul drumului că nu vreau să-i dau eu telefonul meu. Dai telefonul meu, uite-te în telefonul tău, nu în telefonul meu. Bă, și nu mai am voie să fac un masaj. Că nu înțeleg. Dar dăm și noi stop la cameră sau? Cum îl cheamă pe ăsta al tău? Să mă duc și eu cu el la masaj. La el la masaj. Îl cheamă Mariu, dar n-ai ce să cauți tu la masaj. Pentru că de tu ce? Nu faci masaj anticelulitic. Păi poate vreau să-mi fac. Vreau și eu să vin. Poate vreau să-mi fac masaj anticelulitic. Care-i problema ta? N-am înțeles. Doar fetele pot să-și facă. Păi și eu de ce nu pot? Păi n-ai ce să cauți. Păi atunci vreau să mă duc să discut cu el. Să văd ce treabă are. Bun și pur și simplu poate nu place din tine. Poate e hater Gami, nu vrea să vezi tu ce scrie el. Păi eu îi dau banii să mergi tu la el la masaj. Cum adică îi dai tu bani? Da, eu îi dau bani, cum ai auzit? Adică ce vrei să spui, că îmi plătești tu masajul? Da! În primul rând nici măcar nu mi-a bani. A, nici nu-ți ia bani? Cum nu-ți ia bani? Uite-te și tu ce-i scrie, ești nebun la cap, la femeia mea ce scrie omul ăsta. Poate așa vorbești el și în primul rând dacă el îmi spune așa, nu înseamnă că și eu îi răspund tot așa. Dacă el așa vorbește, uite-te ce scrie omul. Sunt oameni care vorbesc așa. Eu nici măcar nu-i răspund, uite-te. Bă, de răspuns nu-i răspund. Nu-i răspund. I-am răspuns doar la alea cu programările, nici măcar nu-i am răspuns. Auzi, mă, dar asta nu e numărul tău, mă? Ba da!
Deci de asta n-ați dat voi stop la cameră tot timpul ăsta. De ce mai merge camera, mă? Dar mă simțeam rău să vă întrerup cearta, că era prea frumoasă, știți? Chiar mă distram, sincer. Da, Shelly fă cunoștință cu Marius, mașel. Eu sunt Marius, salut. Da, mă, nu, ideea e că, gen, eu nu înțelegeam de ce mai merge camera, dar am zis să nu vă întrerup, că era frumoasă cearta. La un moment dat ați văzut că v-am zis, bă, dar camera totuși de ce mai merge, că vlogul e clar că nu se mai întâmplă. Urmează vlogul, ne-am despărțit, adică vlogul ăsta cu povestea care n-a fost, adică nu, cu piesa nu, chiar nu mai iese. Fraților, în cazul în care erați curioși ce telefon am în mână, e bine, fraților, este vorba despre noul telefon Realme 8. Acest telefon mi se pare foarte mișto pentru că la prețul de doar 879 de lei vă puteți achiziționa un telefon care are 64 de giga de memorie, dual SIM, slot de card SD, adică puteți să vă puneți un card de cât vreți voi în telefon, să aveți cât de multă memorie vreți, ceea ce mi se pare foarte tare, și 4 giga de RAM. Pentru atât puțin bani? Pe bune, da, deci imaginează-ți că sunt calculatoare acum care au mai puțin de 4 GB de RAM, cei drept mai vechi, dar care tot au 4 GB de RAM sau 8 GB de RAM, adică și la 879 de lei un telefon chiar foarte performant, are, după cum vedeți, camera foarte mișto aici încadrată în ecran și mi se pare o chestie foarte tare când am deschis acest telefon, a venit cu folie deja pusă pe el și cu o husă direct în cutie, mi se pare tare, cred că e singurul telefon pe care l-am văzut care vine cu o husă în cutie și folie deja pusă, care până la urmă sunt niște bani pe care îi cheltui de fiecare dată când îți iei un telefon. Dacă vrei să dureze mai mult, să ai folie pe el, să ai husă, să nu-l zgâri, să nu-l spargi. Exact, adică până la urmă e un telefon și trebuie să ai grijă de el. Și pentru doar 100 de lei în plus puteți să vă luați varianta de 128 de giga, ceea ce mi se pare super șmecher, sincer. La 979 de lei, fraților, vă puteți lua varianta de la telefonul acesta cu 128 de giga. Și e super mișto, are amprenta aici pe ăsta, după cum vedeți se dă așa în sus. Are 3 camere de 48 de megapixeli și camera, sincer, se vede surprinzător de bine, după cum vedeți, fraților, asta este camera pe față și pe spate, sincer, nu prea pot să vă arăt, dar pe spate e chiar foarte bună. Camera are și HDR și a făcut Ioana niște poze și chiar arată foarte bine. Aveți link în descriere, fraților, de la acest telefon senzațional și hai să continuăm cu videoclipul. Fraților, am uitat să vă spun că acest telefon suportă tehnologia 5G, ceea ce mi se pare absolut senzațional. Adică dacă aveți abonament de net 5G, o să aveți niște viteze incredibile, fraților, pentru trimis fișiere, gaming, tot ce vreți voi. Realme 8 5G, cel mai tare telefon, sunteți nebun la cap. Fraților, am terminat și noi filmarea și acum suntem cu Teo în mașină și ne îndreptăm spre restaurant, ne așteaptă Chessy, iubita lui, acolo, pentru că ea a fost la unghii și suntem un pic în întârziere, cei drept, încercăm să mergem repede, dar traficul ăsta efectiv nu ne ajută de nicio culoare. Cât îți apare că mai facem pe voice? Că mi-a dat mesaj că a ajuns. Bă, 30 de minute mi-arată. A ajuns? Da. Ți-am zis, mă, să nu te machiezi 40 de minute. Ne așteaptă femeia aia acolo, da. Dar condu tu mai repede, ce care e. Păi unde să conduc, nu vezi ce coloană e? Apropo, ce coloană e, să moară frații mei. Dacă m-a scos în oraș, ce vrei, să fii urâtă? Ți-a luat o oră să te machiezi, femeie. Păi dacă atâta durează. Păi da, zici că merge să ne vedem cu papa de la Roma. Pă bune, adică... Nu, frate, dacă ieșim în oraș, nu o să mai facem și noi o poză, mai facem și noi un TikTok. O să se supere Chessy pe noi după aia, păi ce da, facem? Păi da, că am plecat târziu de acasă. Dacă păi ba da, că noi am stat degeaba până te-ai machiat tu. Trebuia să-mi spui să plecăm mai devreme. Bă, dar n-are treabă Chessy, mă. Păi da, mă, frate, dar nu-i frumos, mie nu-mi place să întârzi în locuri. Mereu ți-am spus, mereu întârziem din cauza ta. Dar nu că te machiezi două ore, femeia lui Dumnezeu. Ți-a două ore să te machiezi. Calmează-te. Spui că n-ai cu ce să te îmbraci și ți se rup ușile alea de la șifonier, că e plin dulapul de haine. Dacă tu mi-ai spus că la ora asta trebuie să fim acolo, nu ți-am spus că trebuie să fim acum jumătate de oră acolo. Păi și dacă trebuie să spui mai devreme, că știi că atunci mi-am ies să mă machiez. Ți-am spus, ți-ai făcut tu TikTok-urile alea tale, ce ți-ai făcut. Păi dar logic că te-ți mai postezi eu pe TikTok, da, doar tu. Dar mereu îți spun, hai să ne grăbim, să ajungem, să facem, să dregem. Tu niciodată nu vrei să te grăbești, niciodată. Dacă vrei să fiu urâtă, data viitoare nici măcar nu mă mai machiez. Dar păi foarte bine să nu te mai machiezi, ce te machiezi atâta? Dar tuturor fetelor le-a mult să se macheze, Andrei, nu doar mie. Cât îi aduce să se macheze, Teo? Băi, ia destul de mult. Da, dar ea măcar ajunge la timp acolo, înțelegi? Asta e problema. Dar conduc, frate, mai repede, care e problema ta? Păi uite, că o să conduc mai repede, uite. Îți convine? Da, îmi convine. Îți convine? Păi decât să fii urâtă, prefer să mergi tu mai repede. Da, și să murim, nu? Da, nu murim. Nu murim, nu murim. Dar conduci tu cu grijă și ești în stare să conduci nu, o mașină? Nu, poate nu sunt. Ia, vrei să conduci tu? Zi, vrei să conduci tu? Hai, lasă-mă pace. Zi, vrei să conduci tu? Hai. Nu vreau să conduc, de ce să conduc? Condu tu, hai. Hai, condu tu, hai. Vrei să conduc eu?
Hai, condu tu dacă tot zici să conduc mai repede, că numai din cauza ta. Ba, știi ceva? Dar nici măcar nu mai vreau să merg cu tine. Hai, condu tu. Dar mergi tu singur. Te vin gândit de ei cu mine. Urcă-te, femeia lui Dumnezeu. Ce faci? Urcă-te în mașină. Urcă-te în mașină. Hai, condu tu să te văd. Ba, știi ceva? Dai mașina mea, de ce nu te duci tu? Pleacă tu. Îmi iau taxi, că și așa conduci, vai de capul tău, nu ești în stare să conduci o mașină. Până la urmă mergem tot acolo, ne vedem tot acolo sau? Păi da, dacă ne așteaptă acolo, trebuie să mergem tot acolo. Dar asta chiar și au Uber, mă? Oh, ce naibii, că nu e niciun deranj dacă întârziem un pic, că i-am zis că întârziem. Nu cred că trebuie să... Băi, Gami, hai mă aici. Gami, hai mă. Cu taxiul ăsta habar n-are să conducă, ce ai gen? Hai mă, Gami, urcă-te în mașină și mergem să ajungem acolo, gen. Știi că, gen, cu astea mai întârzie mai mult, gen. Ce ți-ai luat-o, c***e? Ce mi-am luat, mă, ce? Am înțeles. Spune tu chiar că dacă ne certăm așa pe bune? Bă, m-am gândit, nu știu, de unde să știu, ești de bun? Stai, trebuie să facem schimbarul, pentru că eu chiar conduc foarte prost. Chiar că dacă suntem așa psihopați, adică... Păi că urlați efectiv, cu cine am intrat în mașină? Bă, bună să mă dau jos! Hai că mai ajungem să mâncăm, dacă e ceva, nu? Hai că dacă e ceva... Băi, băieți, acum trecem până acasă, suntem alături de zbârc, am uitat încărcătorul de la camera acasă, fraților, și voiam să facem un vlog super mișto. Și conduce Ioana, pentru că a zis că n-a mai condus de mult și să-și mai exerciseze și ea mâna. Și a zis, bă, ce faci? Ce faci, mă? Scuze. Bă, ce faci, mă? Unde te uiți? Scuze! Unde te uiți când conduci? Dar nu s-a întâmplat nimic. Bine, calmează. Ți-ai luat carnetul la pufuleți? Bă, dar calmează-te că nu s-a întâmplat dar nimic. Dar cum poți să conduci așa? Uite-te la drum, era să facem accident. Păi era, dar și n-am suntem și în cartier, nu e ca și cum. Bă, nu ți pare că am făcut accident? N-am făcut niciun accident. Stai acolo cu minte că... Bă, dar uite, nu poți să ai grijă, frate! Da, am grijă, dar se mai întâmplă, ce, tu nu o mașină mai avem acum, n-aveți loc cu toții pe șosea. Frate, dar văd și eu că n-am loc. Păi nu prea pare că vezi. Păi văd, dar dacă mă stresezi atâta. Dă-mi niște ochelari de soare. Păi de unde să-ți dau ochelari de soare? Păi am eu o mănușă. Ia, uite, ia, poate o să vezi mai bine, dar astea-s de soare, trebuie de vedere. Ai ce dioptrie, ai minus 14. Vezi că e stop. Da, poate știi și tu regulile de circulație. Bă, dar pe bune acum, am făcut și o greșeală și acum mă frici la cap. Zici că nu pot să conduc și eu, am carnetul de dinaintea ta. Păi nu pare. Bă, frate, dar dacă nu-ți convine, conduc eu, conduc tu. Accelerezi mașina pe loc, nu vezi? Eu nu mai conduc, conduc tu dacă vrei. Haide mă, dă-i acolo. Dar nu mai am chef să conduc, să mă stresez. Haide mă, condu, femeia lui Dumnezeu. Pune piciorul pe frână, pune piciorul pe frână. Ne-am oprit mai mijlocul străzii. Așa și? Pune, femeie, bă, piciorul pe... de pe mine. Pune piciorul pe frână, hai să mergem. Condu tu, mă. Doamne, ce nebună e. Ia uite, mă, nu se mai urcă cu ăsta în mașină. Care e ăsta, mă? Auzi, mă, dar în primul rând e mașina mea, nu știu ce face, te figuri. Nu ești în stare să cont... Au, ce... Olu, ești bine? Dar bine că ții scaunul ăsta. Ia uite, nici scaunul nu știi să ți-l reglezi. Doamne, mă, frate, dar și tu acum trebuia să taci. Dar n-am avut să-i loc. Uite, vezi, până și frate tu face mișto de tine. Abar n-ai să-ți pui un scaun. Uite-te și tu, am ajuns până acasă cu zbâr și nu s-a întâmplat nimic. Cu tine de ce n-am putut să mergem așa dar frumos? Dar puteai să mergi dacă tăceai tu din gură. Dacă tăceai, poate făceam accident pe drum. Dar nu făceam niciun accident, eu n-am făcut în viața mea accident. N-am făcut în viața mea. N-am făcut. Bă, dar era să facem. Eu știu foarte bine, bă, să conduc. Păi nu vezi cum conduce femeia asta? Dar nu asta. Făcut nimic, bă, acum țiblea, zici că a făcut ceva. Exact. Dar eu nu țiblea, ea țipă la mine. Dar mai rău o sperii. Mă, și tu acum ai apărarea că e sora ta. Păi da, bă, nu e așa, gen, chiar nu jucă bine, că-i dă-te căsării cu ambele picioare, dar degeaba țiblea aia, că o sperii mai rău și uite așa face cu ăsta. Adevărat, acum, mă panichei. Nu zic că e șoferiță, înțelegi, dar degeaba țiblea aia, că na. Mai bine mergeți mai încet sau conduci tu și gata. Exact. Pare rău, Ioana. Și îmi pare rău, zbăr. Ha, că ai luat parte la prank-ul nostru! Băi, era prea așa. Ah, de ce, că știi că nu ne certăm niciodată. Da. Bă, ce faci, mă, bă, da. Și acum am luat și noi parte la prank-ul lui zbăr. Da. Bă, da, gata. Hey. Oh, ce faci, mă? Las că e bine că sar de mașină în mașină. După atâta drum chiar am chef de mers cu mașina. Ai chef, a? Vii pe la noi?
La ce oră? Cât e ora? Păi acum, nu? N-ai zis că la jumate mergem la fotbal. Păi ba da. Păi și eu ce fac? Păi acum mergeam să te las acasă pe tine. L-am luat pe Mădălin, te las acasă și mă duc la teren cu băieții. Poți să vii cu noi. Sau poți să vii cu noi, zi, fac dreapta sau stânga? Stai, cum adică să ne jucăm fotbal? Păi nu, eu mă duc la fotbal cu băieții. Da, ți-am zis că seara asta vreau să stăm împreună, să ne uităm la Eurovision. Eu de parcă nu stăm. Exact, de parcă nu stăm toată ziua împreună. Mă, frate. Stau și eu cu băieții o zi. Dar te-am rugat să stai cu mine azi. Păi eu înțeleg, dar stau după aia, n-am voie să ieși eu cu băieții sau ce, n-am înțeles. Poți să ieși cu băieții, dar nu azi, că azi voiam și eu să stau cu tine. Da, ești foarte, mai... ești chiar neserios. Păi și stai mâine cu mine, azi stau și eu cu băieții, a venit Mădălin de la Arad. Da, da. Am stat 3 zile, de parcă păi n-am da, dar zilele astea am făcut teme, n-am avut timp să stau cu tine. Păi și? Păi să veniți mai bine la noi, să stăm cu toții decât să mergeți voi la dacă fotbal. Am vorbit cu toții că mergem la fotbal, Ioana. Păi și da, eu te-am rugat să stai cu mine și nici măcar nu m-ai anunțat că mergem la fotbal. Păi eu merg la fotbal, nu mergem la fotbal. Da. E bune, adică tu chiar vrei să mă lași pe mine acasă și te duci tu cu ei. Care e problema? Tu te duci acasă, mai faci ceva curățenie, că e cam jegos prin casă și eu mă duc cu băieții la fotbal. Nu mai am voie să ieși din casă sau ce? Păi am voie să ieși din casă. Păi da. Și atunci? Da, da, te-am rugat să stai cu mine. Nu te rog mereu. Păi și stau mâine. Care e problema? Păi azi, pentru că astăzi e Eurovision și vreau să merg cu tine. Păi și mâine și poi mâine și răspoi mâine Eurovision. Păi și azi vreau să mai pentru că azi e semifinala cu România. Bă, stați, hai, lăsați-mă pe mine acasă, nu mai mergem la fotbal, du-te acasă. Bă, ce ai mă, cum să nu mergem la fotbal, ești nebun? Mergem la fotbal, mă duc să o las pe Ioana acasă și gata, ce? Andrei, dar nu mă duce, Andrei, dar ești chiar nesimțit. Acum stau după Ioana să mă uit la Euro, nu știu ce, bă, dar m-ai lăsat. Mi-ai promis. Păi și ți-am promis că mă uit odată, nu la toate păi astea. Păi hai să ne uităm astăzi. Păi și astăzi te-am rugat. E semifinală, prima semifinală. Păi hai să ne uităm toți atunci. Păi ne da. Uităm la finală, că finala păi e importantă, da, nu semifinala. Păi da, dar vreau să văd și astăzi, că o să fie echipe care nu o să mai participe și în finală. Și păi echipe poate. Fraiere dacă n-ajung în finală, nu? Păi de ce trebuie să-i văd eu pe aia fraieri? Trebuie să-i văd doar pe aia șmecheri care pentru ajung în finală. N-are sens să vă pentru că te-am rugat adică, eu. Bune, stai că găsim o rezolvare. La ce oră începe Eurovision? Na. La 10, da? Păi și e 9 jumate, nu mai avem. Da, dar eu i-am zis că eu vreau să stau cu el azi. Adică i-am zis că vreau să stăm împreună pentru că am muncit toată ziua și am avem să stăm împreună. Ce, zici că nu poți să stai singură? Te uiți cu, pe FaceTime, cu negoiță sau cu cine vrei tu. Deci preferi să stai cu băieții decât să stai cu mine? Da, nu preferă să stea cu băieții decât să stea cu tine. Dar pur și simplu mergem și noi la o fotbal. Exact. Păi da, dar de ce azi? De ce azi? Pentru că astăzi te-am rugat eu să stai acasă cu mine. Dar când l-ai rugat? Azi dimineață. Păi... pe mine ieri m-au rugat băieții să merg la fotbal cu ei, deci am... sunt culmea, nu? Asta... da, ești... chiar ești nașpa, chiar m-ai supărat la faza asta, pe bune. Chiar m-ai supărat. Uite, gata, Ioana, am ajuns, poți să te duci acasă, te pup, ne vedem mâine. Dar venim repede, gen. Exact. Eu m-am luat ăsta... mare lucru acum. Mă duci până acasă, mi-e o geantă, că am da, mă, da, mă. Nu știu, nu, mă simt prost. De ce să te simți prost? Ar știi ce ar trebui să te simți prost, Mădălin? Că a fost o farsă! Că ce? Tu chiar crezi că așa mă cert eu cu Ioana, ești nebun la cap? Nu știu cum certați voi, dar... Păi nu știe nimeni, pentru că noi nu-i certăm niciodată. Ești nebun, chiar așa nebune, crezi? Bun, fraților, și aici vom încheia și noi acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe buton de like, să vă abonați la canal, să-mi dați follow pe Instagram, Andrei Gavril L, Ioana Sfinxul și Mădălin Șerban N, follow pe TikTok la Gami, Ioana Sfinxul și Mădălin. Mai ales la Ioana Sfinxul, pentru că postez foarte des pe TikTok. Aveți toate link-urile noastre în descriere și aici vom încheia și noi acest vlog. Mulțumim că v-ați uitat la noi. Eu am fost Gami, alături de Ioana, de Mădălin, de Shelly, de Teo 10 și de Zbârle. Mulțumim tuturor că au participat la acest videoclip cu sau fără voia lor. Da, fraților, eu am fost Gami, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!